Hello, hello! Astăzi ne aflăm în Predeal și o să facem un traseu montan. Vom încerca să ajungem la vârful Piatra Mare. Atenție, trebuie să mergem. Libertății Street, asta e adevărat. Nu mai știi de capul tău. Ciopla Hotel. And continue on the street to the right towards the Susai Mountain. Mergem la Susai acum sau nu? Trebuie să ajungem. Dacă mergem la Susai, e bine. Ăsta e drumul. Păi mergem la Susai. Și după aceea trebuie să mergem la vârful ăla, Piatra Mare. La Susai. De la Susai vom merge pe un drum forestier. Credeam cu... Da, hai de plecat indicator. L-am găsit. Hei, Steliana. Hei. Ai grijă. Cât avem până la cabană? Știți că pe aici sunt urși? Pe aici sunt urși. Suntem bine? Nu, nu e, ala, cercul albastru era spre cabană, că cabană era o oră. Păi nu e niciun cerc albastru, invers. Păi da, zic, cerc trebuia să venim pe acum. Uite, mă, ce... Doamne, haideți cu noi! Bă, Andrei! Nu crezi că se bifurcă? Ai semn acolo? Hai să urmăm semnele! Păi uite-l sus, e tot aia! Andrei, unde ești, mă? Aici ce înseamnă? Ce
Vă ajut? Lasă-mă să-l scut, frate. E foarte mare. Hai, Coli. Hai că ești îndecat. Asta e prost pe aici, că e multă gheață. Da, e prost. Vedeți-mă cât de frumos este primăvara. E frumos și acum, doar că e multă gheață. Că să mergem pe margine. Uite cum e aici. E o casă acolo, vrei să mergem la ea? Cum vi se pare până aici? Foarte frumos. Mă tot gândeam dacă e posibil să ne întâlnim cu vânul. Nu știu dacă la ora asta, dar dacă ne prinde noapte aici. Dacă ne întoarcem pe ceva venită. Mamă! A început ceartă! Am mers o oră. La ce? La cine așteaptă? Da, pe o pantă de 90 de grade. Mai fă și tu pauză. Mai fă și tu pauză. Pentru că mergi prea repede și prea în față. Cătălin, am aflat în ce tabără vrei să fii. În ce tabără? Pământ. Pământe. Cum e, Andrei? E bine? Se putea și mai rău? Se putea și mai bine? Avem o șansă. Trebuie să mergi ca să nu stai. Și trebuie să stai ca să nu mergi. Trebuie să stai să nu mergi. Stai, e greu? E grele, viața e grele. Trebuie să le iei ca atare. Dar tu de ce ai am încercat, lingura aia în spate? Am lingura. Ce faci cu aia? Ciorba. Eu am lingura. Tu ai lingura și Cori are ciorba. Ce faci, Cori? Nu vreau. Te-am prins. E o pauză de mâncare. Ți-e foame? Da. Nu vreau. Ai urcat mult? Foarte. Și acum? E Steliana, stai jos. Steliana care e supărată pe Andrei. Ce faci, Steliana? Respir. Ai vreun semn? Respiri. Ce cauți cu această bâtă? Este tăiatul lui Moș Crăciun. Și pentru cine? Bă, ai vreun și am zis să-l iau pentru colecție. Nu pentru Andrei, nu? Nu pentru Andrei, nu, că eu nu-l cunosc pe Andrei. Am înțeles. Nici noi l-am întâlnit aici. Bună, prieten nou! Salut! Ce marfă e! Așa ai vrut să faci, nu? Da. Nu te mai oprești până jos dacă spui aia. Ce? Dacă te pui pe lingură, nu mai te oprești până jos. Cum e cu mâncarea? Vă place? Aici la restaurant? Cum se numește restaurantul ăsta acum? O, dar mie să nu se... Te super dacă o sparg? Te super dacă o sparg. Steliana, nu servești? Nu, mulțumesc. Până acum? Bă, până nu servești. De ce să nu lovești telefonul? Nu vrei să te dai cu aia să vedem dacă alunecă? Să nu lovești bateria atunci. Nu cred că mai... Cum se pune? O pui în față. Cu asta în față? Da, ca să te ții asta, poți să ghidezi, știi? Hai să vedem. Păi da, dar mă opresc canalul. Hai să vedem! Oh!